Vă invit, fraților și surorilor, acum să ascultăm cuvântul Domnului și să slujim Domnului cu urechile și cu inima noastră în următoarele minute, căutând să punem la inimă, căutând să notăm pe tăblița inimii a omului nostru interior adevărul lui Dumnezeu, adevăr care ne provoacă, adevăr care este standardul, este unitatea de măsură, este etalonul spre care trebuie să ajungem, pe care trebuie să-l urmărim, pe care trebuie să îl asimilăm, să îl trăim cu viața noastră practică. Am început să discutăm despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Am început să cercetăm, am început să studiem, am început să urmărim cuvântul lui Dumnezeu, care ne este scris în cartea lui Dumnezeu, despre această măreață promisiune, despre această extraordinară ofertă pe care Dumnezeu ne-a făcut-o nouă oamenilor. Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. Și în timp ce îl căutăm pe Dumnezeu cu rugăciune și cu post, în timp ce ne pregătim să celebrăm, să comemorăm coborârea Duhului Sfânt între oameni, peste oameni, pe pământ cu 2000 de ani în urmă, ne pregătim să experimentăm cinzecimea, ne pregătim să experimentăm coborârea Duhului Sfânt, ne pregătim să experimentăm umplerea cu Duhul Sfânt, ne pregătim să experimentăm puterea lui Dumnezeu în viața noastră practică. Doamne, ascultă-ne dorința! Astăzi vă invit să priviți în Sfânta Scriptură un alt gen de putere a Duhului Sfânt, un alt mod de a-și manifesta Dumnezeu, prezența și puterea în viața oamenilor credincioși, în viața oamenilor care tânjesc după Duhul Sfânt, un alt mod de a-și arăta Duhul Sfânt puterea în viața noastră este numit în cuvântul Sfintelor Scripturii, în original, energeia, ceea ce este foarte simplu tradus din limba greacă în limba noastră, cuvântul energie. În timp ce Duhul Sfânt se manifestă ca și dinamită, ca și putere explozivă și face ca lucruri neobișnuite să aibă loc în credincios și în adunările credincioșilor, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu își manifestă puterea în viața credinciosului și în adunările credincioșilor ca și sursă de energie pentru viața spirituală. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta! Aș vrea să vă invit să citim cuvântul lui Dumnezeu și vom începe cu Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 2, versetele 12 până la 16. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copia lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Amin. Chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o nouă oamenilor prin Evanghelie este una foarte nobilă și este o chemare înaltă. Pentru oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu,
Pentru oamenii care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, pentru oamenii care nu înțeleg modul în care Dumnezeu lucrează, adică cum Dumnezeu te cheamă dintr-o viață păcătoasă la mântuire, modul în care Dumnezeu iartă păcatele păcătosului, modul în care Dumnezeu îl sfințește și îi dăruiește o dezvoltare spirituală celui care s-a angajat să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos cu credincioșie, pentru omul care nu înțelege aceste lucruri, să-ți schimbi viața așa cum vrea Dumnezeu este ceva imposibil. Sunt mulți oameni care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, dar pentru ei cuvântul lui Dumnezeu sună ca și un standard pe care nimeni nu-l poate satisface niciodată. Sunt mulți oameni cărora le place cuvântul lui Dumnezeu și afirmă că este bună calea Domnului, este bine să fii un om credincios, este bine să renunți la păcat, este bine să trăiești o viață conform adevărului lui Dumnezeu, trăită în sfințenie și curăție. Dar întrebarea lor este, cine poate face așa ceva? M-aș angaja și eu să fiu credincios, dar dacă nu pot să mă țin de angajamentul pe care l-am făcut, viața mea va fi o rușine. Viața mea va scoate în evidență lipsa mea de dedicare, lipsa mea de disciplină, lipsa mea de seriozitate. Ca nu cumva să mă poată învinui cineva că am spus că mă pocăiesc și nu m-am ținut de cuvânt. Mai bine nu mă pocăiesc și în felul acesta mă țin de cuvânt, nimeni nu poate să mă învinuiască că nu mă țin de cuvânt, da? Oameni buni, vreau să spun cu toată convingerea că acești oameni au dreptate. De ce? Este imposibil cu resurse omenești să schimbi viața. Este imposibil cu puterea ta de om, de om ca și ființă biologică, de om, ca și toți oamenii din această lume, să trăiești așa cum cere Dumnezeu să trăiești. Dar ce să fac cu toată buna mea intenție, cu toată convingerea mea că Hristos este adevărat, cu toată convingerea mea că Hristos iartă păcatele, cu toată convingerea mea că Hristos trebuie urmat, ce să fac? Că în omul meu fizic, în ființa mea biologică, nu există energie, nu există putere, nu există determinare, nu există capacitatea, așa definește dicționarul explicativ al limbii române cuvântul energie, capacitatea de a efectua un lucru, capacitatea de a face ceva, capacitatea de a acționa. Ce folos că am dorința, dar nu am puterea să-L urmez pe Iisus. Ce folos că am credința, dar nu am energia de a trăi cum a trăit Iisus. Ce folos că am învățătura, cunosc adevărul pe care mi l-a descoperit Iisus, dacă nu am capacitatea, resursa energetică necesară pentru a urma pe Domnul Iisus Hristos în mod practic, în mod detailat, zi de zi, în viața mea în întregime. Dar mulțumirii fie aduse lui Dumnezeu, că la cincizecime Domnul Iisus Hristos și-a împlinit făgăduința, și-a împlinit promisiunea. Duhul Sfânt a fost dat oamenilor, Duhul Sfânt a coborât între oameni, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a inundat viețile oamenilor și din acel moment Duhul Sfânt a devenit energia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este energia lui Dumnezeu la dispoziția noastră, în noi, ca să putem trăi o viață spirituală
în baza resursei spirituale pe care a pus-o Dumnezeu în noi. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu!